Planeta noastră este destul de uimitoare și unică. Este singura planetă din sistemul nostru solar care susține viața de când te știm până acum și este cea mai frumoasă. Există întotdeauna ceva nou de învățat și de descoperit despre această planetă vie care se plimbă prin spațiul pe care cu toții îl împărtășim. Acestea sunt 25 cele mai uimitoare lucruri pe care probabil nu le știai despre Pământ. Majoritatea oamenilor știu că Pământul este singura planetă din sistemul nostru solar cu o atmosferă care susține cu ușurință viața. Ceea ce majoritatea oamenilor nu-și dau seama este că Pământul este una dintre cele 4 planete terestre, ceea ce înseamnă că este stâncos la suprafață, celelalte 3 fiind Venus, Marte și Mercur. La fiecare 100 de ani, orbita Pământului se rotește cu aproximativ 2 milisecunde mai lent. Începem să încetinim. În mod surprinzător, nu am explorat o mare parte a Pământului. Aproximativ 71% din suprafața Pământului este acoperită de apă și de-abia am explorat oceanele. De fapt, mai puțin de 10% dintre oceane nu au fost explorate. Peste 200.000 de specii marine au fost identificate în cele 10% care au fost explorate. Așa că imaginați-vă ce a rămas acolo jos, unde nu avem idee ce se întâmplă. În ciuda faptului că suprafața Pământului este acoperită în mare parte de apă, 68% din apa dulce este înghețată permanent, sub forma calotelor glaciare și a ghețarilor. Pământul, după cum probabil știți, nu este perfect rotund. Este o formă ușor bombată, la ecuator, datorită rotirii sale constante, așa că în ciuda sferei perfecte pe care o vedem atât de des, este de fapt puțin turtită. Muntele Everest tehnic nu este cel mai înalt punct de pe Pământ. Deoarece Pământul nu este perfect rotund, tot ceea ce este de-a lungul ecuatorului este puțin mai mare sau mai aproape de spațiu decât obiectele mai departe de ecuator. Deci muntele Chimborazo din Ecuador este cu 2,7 km mai scurt decât Everest atunci când măsurăm de la nivelul mării. Cu toate acestea, datorită bombării ecuatorului, vârful său este de fapt la aproximativ 2,4 km mai departe de centrul Pământului decât vârful Everestului. Nu există flori negre adevărate, planeta pur și simplu nu le crește. Acestea sunt nuanțe foarte profunde de roșu-violet, unele atât de mult încât ochii noștri le percep ca fiind negre, dar nu sunt cu adevărat negre. Cel mai mare cutremur înregistrat vreodată s-a produs pe 22 mai 1960 în sudul țării Chile, lângă Valdivia. Este numit Marele Cutremur Chilian, având o magnitudine de 9,5 grade pe scara Richter. Marele Pin Bristlecone din California este considerat a fi cel mai vechi organism viu de pe Pământ, cu o vârstă estimată la 5067 de ani și nu are niciun nume. Mai bine cunoscut este arborele din aceeași specie, cu numele Methuselah, care are o vechime de 4850 de ani. Mareele există datorită lunii. Orbita lunii controlează nivelele mării, care rezultă evident în maree. Cutremurele de pe lună, cum ar fi cutremurele de pe Pământ, doar că pe lună, pot de asemenea să afecteze mareele. Deci dacă nu avem lună, nu avem maree. Cel mai mare lanț muntos și cea mai adâncă vale sunt sub ocean. Groapa Marianelor are o adâncime de 11 km, adică 11 km sub fundul oceanului, iar 3 persoane au ajuns la fundul acesteia. În ciuda presiunii incredibile a apei, lucrurile încă mai trăiesc acolo. Totuși, în ciuda tuturor acestor înălțimi, cele mai înalte și cele mai joase, Pământul este destul de neted. Având în vedere cât de mare este, cu o circumferință de 40.000 de km, luând în considerare toți acei munți și canioane, dacă Pământul ar fi suficient de mic, ar părea la fel de neted ca o minge de bowling. Antarctica este cel mai bun loc pentru a găsi meteoriți, iar acest lucru nu este pentru că acolo cad mai mulți, ci mai degrabă pentru că acolo sunt destul de ușor de găsit din cauza lipsei de vegetație și a suprafeței pline de zăpadă. Au fost găsiți mai mulți meteoriți în Antarctica decât oriunde altundeva. Cu toată acea gheață din Antarctica care se va topi, nivelele mării vor crește cu aproximativ 60 de metri de-a lungul Pământului. Pentru a pune acest lucru în perspectivă, cel mai înalt punct din Florida este numai la 95 de metri deasupra nivelului mării. Polii magnetici ai Pământului se schimbă, s-au mutat înainte și se vor muta din nou. În cele din urmă se vor schimba pe deplin de unde au început și apoi se vor întoarce înapoi. Și nu, nu este sfârșitul lumii. Există 5 straturi principale ale atmosferei Pământului.
exosfera, termosfera, mezosfera, stratosfera și troposfera. Cu cât ești mai sus, cu atât devine mai rarefiat. Deci este cel mai dens la cel mai mic nivel, troposfera, aici unde se întâmplă toate fenomenele meteorologice. Pământul are râuri fierbinți. În pădurea tropicală din Peru, un șaman adevărat îngrijește și protejează locul sacru de vindecare din Mayantuyacu. Mayantuyacu are un râu de 6,5 km, a cărui temperatură atinge până la 91 de grade Celsius. Deși în anumite părți acesta de fapt va fierbe. Cel puțin 30 de locuri diferite de pe pământ au dune de nisip care cântă. Este mai mult un orăcăit și sună a ceva între un roi de albine și călugări care se roagă. Sunt sigur că vreți să știți de ce acum, dar nimeni nu este sigur. Plăcile tectonice ale pământului se mișcă în mod constant, una în jurul celelalte, provocând cutremure, tsunami și formând munți. Ele joacă de asemenea un rol foarte important în ciclul carbonului, ceea ce înseamnă că formele de viață pe bază de carbon o duc foarte bine aici, pe pământ. Datorită cantității de elemente care alcătuiesc pământul, plumb, uraniu și alte elemente, pământul este cea mai densă planetă din sistemul nostru solar, oferindu-i cea mai mare gravitație de suprafață față de orice alt obiect terestru din sistemul nostru solar. Clima, în general, tinde să treacă de la foarte cald la foarte rece. Au existat cel puțin 5 epoci de gheață majore pe parcursul istoriei planetei și, din punct de vedere tehnic, trăim la coada de la sfârșitul ultimei, care a început cu puțin peste 3 milioane de ani în urmă și a atins punctul culminant acum aproximativ 20.000 de ani. Potrivit oamenilor de știință, epocile de gheață încep încet și se termină brusc, uneori încălzi planeta la nivel global până la 7 grade Celsius în cursul a numai câțiva ani. Luna Pământului, care nu are un nume oficial ca lunile altor planete, este uriașă în comparație cu mărimea Pământului. Majoritatea oamenilor de știință cred că acest lucru se datorează faptului că Luna a fost odată o parte a Pământului. Teoria se referă la faptul că a existat o separare violentă a rocilor, sau eventual mai multe, cu milioane de ani în urmă, care în final a cauzat Luna. Cel mai moale și catifelat mineral al pământului este talcul, sau pudra de talc, pe care o folosim în cosmetice, precum și în glazura ceramică și producția de hârtie. Există un loc în care furtunile există în fiecare seară. Nord-vestul Venezuelei este locul unde râul Catatumbo întâlnește lacul Maracaibo și aici se întâmplă în fiecare seară o furtună. Acestea pot dura până la 10 ore și în medie fulgerele lovesc de aproximativ 30 de ore pe minut. 40.000 de tone de praf spațial cade pe planeta noastră anual. Este alcătuit din oxigen, nichel, fier, carbon și alte elemente. E literalmente praf de stele. Planeta este practic acoperită în ea și practic o respirăm. Foarte tare, nu?